Guvernul a decis să extindă programul de încurajare a consumului de fructe proaspete și la preșcolarii din grădinițele de stat și particulare acreditate. Până acum, grupul țint al programului includea elevii din clasele 1-8 și a fost extins ulterior și la elevii din clasele pregătitoare. Decizia care îi vizează pe preșcolari se aplică începând cu anul școlar 2016-2017 și a fost adoptată prin ordonanță de urgență. Guvernul arată că fondurile necesare extinderii programului către preșcolari sunt în valoare de aproximativ 13 milioane de lei, reprezentând un efort financiar exclusiv al bugetului de stat. Ea este cuprinsă în măsura Copii sănătoși la grădiniță, a pachetului integrat pentru combaterea sărăciei. Programul este destinat tuturor copiilor din grupul țintă, indiferent de statutul social.